Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur și astăzi vă voi arăta cum să realizați un item obiectiv de evaluare tip cronologie sau ordonare a elementelor pe platforma Learning Apps. În primul rând, va trebui să accesăm platforma cu ajutorul unui browser. Eu voi folosi Google Chrome. Pe browser voi deschide o filă nouă și voi scrie aici Learning Apps. Iată, mi-apare deja la sugestii pentru că am mai accesat. Odată intrat pe platformă, va trebui să mă conectez din partea dreapta sus la conectare. În cazul în care nu avem selectată limba română, vom selecta de la opțiunea de selectare a limbii. Apoi conectare. Voi introduce adresa de e-mail și parola. Dacă nu am deja un cont, apăs creare cont nou. Eu am unul, mă voi loga. Apoi facem click pe Alcătuiește exercițiu. După care selectez opțiunea Cronologie. Aici îmi vor apărea exemple de astfel de exerciții. Eu voi alcătui un exercițiu nou. Alcătuiește exercițiu nou. Acum mi s-a deschis efectiv fereastra în care trebuie să lucrez eu noul exercițiu. La titlu, eu voi pune ordonarea rezultatelor înmulțirii și împărțirii. Astăzi voi aborda o temă din matematică. Cerința. Va suna în felul următor. Vom defini aici cerința cât mai detaliată, astfel încât elevilor să le fie ușor să o rezolve. Aranjați pe axă, în ordine crescătoare, rezultatele următoarelor înmulțiri și împărțiri. Trăgând fiecare cartonaș în dreptul rezultatului corect. Apoi, la final, apăsați butonul albastru din partea voi zice direct din dreapta jos, pentru validare. Răspunsurile care vă vor apărea colorate în verde sunt corecte, iar cele în roșu greșite. Succes! Apoi, trebuie să adaug limitele cronologiei. Eu aici voi lucra cu numere naturale cuprinse între 0 și 100. Dar putem defini acest interval așa cum dorim. Este important aici, neși specifică, să folosim numere întregi. Eu voi folosi chiar numere naturale. Perechile. Pot fi tip text, tip imagine, text la audio, audio sau video. Eu voi lucra cu item tip text. Și voi adăuga aici câteva înmulțiri și împărțiri. Voi începe cu ceva simplu, oricum vor fi doar exemple, dumneavoastră puteți să adăugați ce înmulțiri sau împărțiri doriți aici. Eu, pentru că voi încerca să evaluez competențe de la clasa a treia, vă voi arăta în exemplu niște calcule simple. 3 ori 1 va fi primul, vom pune și semnul egal și spațiu între ele. Voi pune aici la valoare rezultatul, la element calculul, la valoare rezultatul, pe care va trebui să-l pună el pe axă, să-l așeze pe axă. Și voi pune aici 3.
Voi adăuga un nou element. Voi pune de această dată o împărțire. 20 împărțit la 4. Egal. Voi pune jos rezultatul. 5. Voi mai adăuga încă două elemente. Apoi voi pune 5 ori 5 egal, voi pune jos rezultatul 25 și ultimul element, voi pune din nou tip text, 1000 împărțit la 10 egal, valoarea 100. Poți adaug câte elemente doresc eu. Dacă vreau să aibă un reper, o liniuță pe cronologie ca să știu unde trebuie să fixeze fiecare element, las bifat această căsuță unde scrie afișează indicații soluție. Dacă nu, pot să o debifez și va trebui pur și simplu să tragă el elementul în dreptul valorii corecte fără a avea vreo indicație. Eu voi lăsa pentru a-l ajuta. Feedback-ul, dacă vrem să primească și ce mesaj vrem să primească atunci când rezolvă totul corect, eu voi pune aici felicitări. Ești un elev de nota 10. La asistență, dacă dorim să îi oferim o asistență suplimentară, ajutor suplimentar, putem să lăsăm și gol. Eu voi lăsa gol, apoi apăs lansează și previzualizează pentru a finaliza acest exercițiu și a vedea cum a ieșit. Îmi apare exercițiul meu exact așa cum îi va apărea elevului. Și iată, aici este cerința cu toate indicațiile. OK pentru a continua la exercițiu. Iată, am toate cartonașele aici și trebuie ele trase în dreptul rezultatului corect. 3 ori 1 și iată pe axă îmi afișează și rezultatul, da? Vedeți? Pornind de la 0 am pus eu până la maxim 100. Haideți să punem răspunsuri și corecte și greșite pentru a vedea cum le va apărea elevilor. 5 ori 5, spre exemplu, îl voi pune greșit. Îl voi pune la 31. 20 împărțit la 4 îl voi pune în dreptul rezultatului corect și voi pune și 100 împărțit la 10 în dreptul rezultatului corect. Dacă apăs pe validare în partea dreapta jos, iată, îmi apar 3 răspunsuri cu verde, cele corecte, și unul greșit, cel cu roșu. Pot să mă duc să-l modific și să-l trag în dreptul rezultatului corect. Da? Și apoi, dacă apăs pe butonul albastru, îmi va apărea mesajul cu felicitări, ești un elev de nota 10, mesajul de la feedback. Pentru a salva exercițiul în contul meu la exercițiile mele, apăs salvează exercițiul. În acest moment, iată, mi-apare mesajul cum că acest exercițiu a fost salvat în contul meu la exercițiile mele. Pentru a-l incorpora pe Google Classroom, copiez de aici link-ul, da? Fie link web, fie pentru full screen, pentru tot ecranul, fie dacă vreau să-l incorporez într-o lecție, spre exemplu, pe Livresc, sau dacă vreau să pun un QR code pe o fișă. Eu voi copia linkul web și linkul de full screen. Prima dată linkul web, mă duc pe Classroom, creez o activitate nouă de curs, temă sau activitate sau assignment, dacă aveți în limba engleză, titlu. Voi pune același pe care l-am pus și pe Learning Apps. Ordonarea rezultatelor înmulțirii și împărțirii numerelor naturale, voi adăuga. Voi pune apoi instrucțiunile. Bună ziua, dragilor! Verificați-vă cunoștințele cu ajutorul unui joculeț accesând linkul de mai jos. Voi pune două puncte, voi adăuga linkul aici, voi pune și ce trebuie să facă după ce termină de efectuat exercițiul, îi voi pune să-mi dea o captură de ecran cu mesajul pe care îl primește. Realizează o captură de ecran cu mesajul primit la finalul jocului. Și încarc-o aici ca temă, în paranteză, comentariu
privat, da? În comentariu privat, el trebuie să adauge fișierul, acolo să selecteze fișierul. Și voi pune succes. Voi mai pune încă o dată linkul și aici la adăugați link, da? Pentru a-i fi lui mai ușor să-l observe. Voi adăuga și linkul pentru full screen. Mă duc, îl copiez cu control C, clic dreapta copiere sau direct de aici, de la această opțiune de clipboard din partea dreaptă. Și din nou adăugați link, ori control V din tastatură, ori clic dreapta, inserați și apoi adăugați link. După care apăs pe crea stemă și astfel elevul va primi și atenție, el poate să acceseze și dacă îi lipsește contul de pe Learning Apps, adică nu este nevoie pentru elev de un cont pe Learning Apps pentru a accesa acest exercițiu. Apăs Creați temă. Astfel am creat acest tip de item de evaluare. Ce fel de competențe putem evalua? Dacă am pornit de la matematică, vă voi arăta la matematică. Spre exemplu, la clasele a treia și a patra, competența 2.5, efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0, 10.000, și de împărțiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii. De asemenea, putem evalua la istorie competența 1.1, ordonarea pe criterii cronologice a faptelor sau a proceselor istorice. La geografie, putem evalua competența 4.3, compararea elementelor, fenomenelor și proceselor după caracteristicile geografice. Îl putem pune, spre exemplu, să ordoneze anumite unități de relief sau chiar vârfuri montane, spre exemplu, după înălțimea acestora. Dragilor, sper că vă va fi util acest tutorial și sper să reușiți să realizați astfel de item de evaluare. Eu vă doresc succes, multă sănătate și ne revedem la următorul episod, în care vom încerca să realizăm alt tip de item de evaluare cu ajutorul Learning Apps. La revedere!